Program zilnic de vizitare la acvariul din Constanța. În intervalul orar 8.30-16, chiar și acum în extrasezon, acvariul amplasat pe faleza cazinoului poate fi vizitat. Copiii cu vârsta până în 7 ani au accesul gratuit, iar elevii și studenții beneficiază de o reducere de 75% din costul unui bilet întreg. Spațiul expozițional al acvarului este destinat prezentării expoziției permanente de faună și flora acvatică, dar și unor expoziții temporare cu diverse tematici legate de biologie, ecologie acvatică și pescuit marin. De în lungul timpului, acvarul din Constanța a adunat peste 100 de specii de pești și viețuitoare marine care aparțin unor zone geografice diverse. Ținând cont de criterii ecologice, biogeografice și taxonomice, acvarul este structurat în trei secții, marină, dulcicolă și pești exotici.